aproape 1000 de motocicliști vor împânzi Comuna Măgureni în weekend la întrunirea anuală organizată de Clubul Sportiv Roata de Foc. Drumul de acces este asfaltat complet, iar posibilitatea de cazare este exclusiv la cort. Motoarele vor fi turate la maximum în cadrul unor demonstrații și concursuri specifice care vor avea loc la punctul Ruda, la poalele unei păduri, în afara zonei locuite. Surprizele sunt ca de fiecare dată, avem concerte și vineri și sâmbătă seară. Sâmbătă o să fie parada motociclistică între 11 și 12. O să fie concursuri cu premii specifice motociclismului. Inedit față de anul trecut, îi avem ca parteneri alături de noi pe cei de la Aromania, care o să vină cu autoturisme de teren și or să le expună, or să facă și câteva demonstrații, un concurs. Din programul motocicliștilor nu vor lipsi berea și grătarele. În plus, participanții vor fi întâmpinați cu țuică și slana afumată, iar sâmbătă vor avea parte de o tradițională fasole cu ciolan la ceaun. După 8 seara vor începe concertele rock, așa că organizatorii promit distracție până târziu noapte. Intrarea este liberă.